avem, este pasionat și practicant de digital marketing și e-commerce. Răzvan și-a structurat propria campanie AdWords Search pe baza următoarelor ad-grupuri. Clienți, cei ce spunem keywords, ocazii, atmosphere fashion, manatwork, nu? Manatwork, da, am făcut, smart drinks, demand, parcă știu că. Da. Demand, orcla foods, corks, roscuri, și o să mai sunt alte lucruri, dar o să las pe să ne povestească, sunt complicat, deci pe keyword își spun minus, modify broad, văd cuvinte negative, e un pic complicat ce structură de campanie are aici. Chiar sunt curios să văd cum arată ad-urile și dacă folosești inserții din urmă. Vedem. Ok, bine. Păstă microfonul și dacă... E pus să prezente. Bun. Eu sunt Răzvan, momentan online marketing specialist la ocazii. Și astăzi să vorbesc despre cele 7 markere prin care dăm culoare campaniilor noastre de PPC. Mai exact despre cum dezvoltăm și setăm campanii de PPC pentru papetărie în mod mai eficient și cum optimizăm conversia la nivel de site, poate și mai important. Câteva lucruri despre mine. Sunt AdWords Qualified Individual pe Google Search. Anul trecut am câștigat premiul de cel mai bun magazin online pe e-commerce, categoria casă și grădină cu emenator. Așa, am mai lucrat pe clienți ca Atmosphere, cum zicea și eu, nu-ți oricum la fost vendor Unirea, Domain, Forbes. Forbes e chiar aici în centru vechi, vă recomand să mergeți, e un wine bar foarte mișto. Bun, să trecem la treabă. Deci avem nevoie de cele 7 marcă. Aici e descris procesul de achiziție de pe site, de pe site-urile de papetărie. Omul întâi caută pe Google, și am luat aici exemplu instrumentelor de scris, ajunge într-un landing page cu o listare de produse sau chiar cu un produs efectiv și rezultatul, 99% dintre ei nu cumpără la prima vizită. Cum facem să scădem procentul ăsta și să creștem rata de conversie? Bun, prima idee e construită și desenată printr-un marker de tip wet wipe. Markerul ăsta desenează cam downul de livrare. Ce e cam downul de livrare? Aici e un exemplu de la Atmosphere. E acel timer din pagina de produs, în funcție de care comunicăm clientului faptul că în următoarele 20 de ore, 4 minute sau depinde de intervalul orar în care el se află, poate comanda și poate primi coletul mâine sau marți. Ca să setăm acest counter, avem nevoie de data din zi până la care comenzile pot fi onorate a doua zi și, bineînțeles, de un programator care să ne ajute cu implementarea. Nu e deloc complicat. Aici mai sunt două exemple din afară. E un site de copii, KiddyCare. Ei folosesc denumirea, folosesc și ziua respectivă, nu spun livrăm mâine. Spun direct livrăm miercuri sau livrăm joi. În partea dreaptă e un alt exemplu. Aici e un model diferit de business, pe genul unvinpezi.ro. Produsul respectiv expiră după timpul din counter, adică după o oră, 2 ore și 35 de minute, nu poți să mai comanzi produsul respectiv. Iau și o notă explicativă, prin acel tooltip, în care se explică tot procesul ăsta, că doar astăzi și doar acum poți să iei produsul de pe site. Bun, cum influențează countdown-ul ăsta campaniile noastre de PPC? În primul rând, la nivel de ad, la nivel de text, comunicăm avantajul clar că ai livrare rapidă în doar 24 de ore sau comanzi iar și primești mâine. Aici e iar foarte important să setăm campania astfel încât să ruleze până la ora la care noi putem să susținem comanda asta și să o livrăm a doua zi. Altfel, nu e ok. Bun, cel de-al doilea marker e de tip caligrafic și prin intermediul lui desenăm butoanele personalizate de call to action. Ce presupune asta? De aici e un exemplu din formularul de comandă. În momentul în care completăm prenumele și numele și ajungem la sfârșit la butonul de trimite comanda, butoanele personalizate de call to action ne aduc input-ul de aici de la prenume după textul respectiv. Adică avem o zonă dinamică de text în buton. De genul trimite comanda Răzvan, din exemplu de aici. Bun. Zic eu că prin chestia asta putem să creștem rata de conversie, bineînțeles, e de testat. Orice funcționalitate de aici trebuie să testăm. Mergem un pic mai departe. Marker de tip highlighter. Ce facem cu el? Subliniem prețul pe unitatea de măsură. Asta tot la nivel de site.
Ce presupune asta? Luăm exemplu caietului de aici, care costă 18,36 de lei, are 90 de file. Prețul pe unitatea de măsură reprezintă tocmai raportul dintre 18,36 și 90. Adică îi comunicăm clar, pe tine, fila din caietul ăsta te costă 0,02 RON. Același exemplu și pentru un bloc de desen, și pentru un cub multicolor, și pentru cărți, poate fi extins ușor. Ideea facilității este să-l ajutăm pe user să compare două produse. De exemplu, dacă avem un caiet de 90 de file și unul de 60. Nu mai punem pe el să facă raportul, ia cam cât m-ar costa o filă, să zic, e mai bine să-l iau pe ăsta de 90, mai bine să-l iau pe ăsta de 60. Așa, dându-i informația asta, e mult mai ușor să compare și să ia decizia de cumpărare. Dacă sunt întrebări, oricând pot să mă opresc. Bun. Ce facem cu funcționalitatea asta în campaniile noastre de PPC? Comunicăm prețul ăsta cel mai mic. Știu că are cineva, unul dintre clienți, cu prețul cel mai mic din piață. Aici e valoarea efectivă, nu comunicăm doar informația. Și aici aș fi curios să aflu cine a dat click pe primul dintre aduri, cine a dat click pe al doilea. Adică oferte de la doar 0,026 de RON sau oferte de la doar 12 lei. Cine e influențat mai mult de primul ad? Ok? Și cel de-al doilea ad? Mai puțin. Deci, ideea e realizată. Ok. Mergem mai departe. Markerul de tip permanent. Ce facem cu markerul ăsta? Scriem review-urile de tip staff și expert. Mai exact, pentru produsul de aici, care are 0 recenzii, e indicat să folosim un om de la noi din companie care să scrie un review, bineînțeles, fără exagerări, cu informații obiective, în care să descriem produsul efectiv. În plus, putem aduce și un review de tip expert. Și aici m-am ajuns să vă explic pe un magazin de decorațiuni de interior, de exemplu, în care un review de expert înseamnă un review dat de un designer de interior. Automat, părerea lui e mult mai importantă decât review-ul celui dat de staff sau de review-ul dat de un user oarecare. Pentru că el are cunoștințe în domeniul ăsta și poate să vadă niște lucruri pe care un user normal nu le-ar putea vedea la un timp de obiect. Ok. Cum influențează asta campania de PPC? Acolo e o extensie de tip testimonial, care deocamdată nu e la noi în România. Am înțeles că o să lanseze în curând și la noi. Ideea e că, în exemplu de sus, pentru un Samsung Galaxy S4, cei de la TechCrunch au dat un review pentru Samsung.com și automat l-au preluat în ad și comunică asta în ad. Bun, markerul de tip Pro, ce facem cu el? Desenăm contentul de tip dinamic. Ăsta e folosit în special în pagina de confirmare a comenzii și presupune faptul că preluăm o serie de informații din formularul de contact. Adică, folosim un text de mulțumire personalizat de genul mulțumim Răzvan sau comanda ta a fost plasată cu succes. Facem un autocomplit la newsletter cu adresa lui de mail pe care a folosit-o în formularul de comandă. Nu mai punem să scrie încă o dată acea adresă de mail. Singura acțiune pe care trebuie să o facă e doar să dea click să se aboneze. Adică ușurăm un pic tot procesul ăsta. Bineînțeles, putem să recomandăm articole de tipul how-to. Astea se potrivesc un pic mai bine la magazinele de casă și grădină. Sau să-i facem o ofertă de tip one-time și aici putem să aducem produse dintr-o categorie complementară. Dacă el a comandat, de exemplu, o tablă de scris. E clar că a comandat-o pentru birou și pentru firma lui. Imposibil să n-aibă nevoie și de niște foi sau de niște stickere sau de niște markere suplimentare. Așa, dându-i oferta asta personalizată, îl ajutăm un pic în procesul de comandă. Bun. Markerul de tip Scratch. Cu el desenăm zona custom de contact. Și aici e exemplu de la papeterie.net, în care ei au comunicat, comunică telefonul printr-un simplu text de tip TED. Dacă în locul textului respectiv am avea copiul discută cu un expert, automat îi transmitem faptul că el va avea o consultație cu unul dintre agenții noștri. Adică nu e doar un dialog cu un om care vrea să-i vândă ceva. Discută cu un expert care explică care sunt produsele cele mai bune pentru nevoia lui din data respectivă. Cred că s-a mișcat ceva la... No, ok. Bun. Ultimul tip de marker e markerul de tip ultraviolete. Ce facem cu el? Reducem disonanța cognitivă. Ce reprezintă termenul ăsta de disonanță cognitivă? E tocmai această stare de neliniște,
care apare după o comandă. Să vă dau un exemplu, am de ales între două perechi de Adidas și îmi plac ambele, să zicem, în aceeași măsură. Pe aleg una pe dintre ele, în momentul în care fac comanda, automat în mintea mea este starea de liniște. Dar era mai bine dacă o luam pe cealaltă sau era mai bine dacă comandam din alt magazin online. Apare o stare de neliniște și e bine să venim cu niște mesaje care se reducă starea asta care apare în mintea lor. Cele mai dese zone în care apare disonanța cognitivă sunt date de comanda online și de abonarea la newsletter. La comanda online avem opțiunile de a-i comunica un USP unic, de a-i comunica o serie de elemente traste și aici avem la îndemână logo-urile, cele mai importante, de la terțe părți, logo-urile cu premii câștigate. Avem, de asemenea, opțiunea de a-i comunica beneficiile în descrierile produselor și asta e foarte bine de făcut, e chiar recomandat. De asemenea, putem să-i comunicăm câte unități s-au achiziționat din produsul respectiv. Dacă, bineînțeles, are cel puțin, să zicem, 15-20 de unități cumpărate. Asta e comunicării automat faptul că produsul ăla e cumpărat de un număr mare de oameni și asta înseamnă că are niște calități ok. Adică nu și-ar lua țeapă 50 de oameni care cumpără produsul respectiv. Bun. La abonarea la newsletter, aceleași soluții, comunicăm frecvența de trimitere, foarte clar, e cel mai important motiv pentru care userii nu se abonează la newsletterele noastre, istoricul de trimitere, aici putem să-i prezentăm un istoric cu ultimele newslettere trimise, să vadă exact, să-i setăm un pic așteptările, putem să-i comunicăm numărul de abonați, dacă e o cifră mare și ar influența cumva decizia lui de a se abona, și bineînțeles să-i comunicăm faptul că datele sunt sigure, și că nu trebuie să-și facă probleme cu înstrăinarea lor către terțe părți. Aici un exemplu de la Naked Wine, sunt un magazin din afară de vinuri, care folosesc intens tehnica asta cu numerele mari. 91% dintre clienții care au comandat produsul respectiv l-a cumpărat încă o dată. Sunt mulțumiți de el. Cum influențează asta campania noastră de PPC și ce putem să facem? Creăm o audiență cu cei care au ajuns în pagina de confirmare comandă, deci care au cumpărat, și urmărim cu mesaje prin care le susținem decizia. De genul 99,7% dintre clienții noștri ne recomandă. Adică ai luat o decizie bună comandând de la noi din magazin. Bun. Pentru toate cele 7 markere, e important să folosim testarea. Asta cred că ați auzit-o de zeci de ori, dar e foarte, foarte importantă. Și aici e bine să ne stabilim indicatorul în funcție de care luăm decizie. Că e rata de click, că e rata de conversie. Trebuie să știm clar de la început în funcție de ce decidem, dacă una dintre funcționalități e ok sau dacă varianta inițială era mai bună. De asemenea, e bine să avem testul semnificativ și aici avem nevoie de un volum de date mare. Nu e ok să luăm decizia pe, nu știu, 50 de click-uri sau pe 1000 de afișări, pentru că testul nu mai e semnificativ. Deci trebuie testată orice idee și orice funcționalitate. Vă spuneam la început de cea mai nouă campanie Ocazii, fac un pic de reclamă acum, e campania Back to School, pe care am lansat-o luni, după conceptul de școală uscat, cu un car scapăiete. Vă invit pe toți să intrați, bineînțeles dacă vedeți chestii care nu vă plac pe acolo, puteți să-mi scrieți și vedem dacă le modificăm. Bun, cam asta a fost. Mersi frumos dacă sunt întrebări. Mulțumesc! Numesc Dumitru Sârcu, sunt de la Rente.ro, un site de închiriere de drept la proprietar. Okay. Pot să-mi descrii mai mult de testare, ce înseamnă un număr mai mare și ce tot după o să știi, next panel sau... Da, la testare depinde de ce anume testezi. Trebuie să luăm cazul unui buton de cold play și vrei să testezi culoarea. Un test semnificativ înseamnă să-ți stabilești marginea de eroare. Fie că stabilești la 5%, fie că stabilești la 3%, trebuie să stabilești la început volumul de date. Și asta, cum ai zis și tu, ți le calculează niște programe automate sau, dacă ai făcut econometrie, statistică, poți să-ți le folosești. Hipă, da. Mi-am spus detalii. Da. Ok. Poți să folosești programele alea de pe net. Sunt foarte ok. Poți să... Puteți să recomandăm câteva programe la felul? Avem secțiune de resurse, deci am da, publicat. E mai bine așa, dar dă-i o listă după aia și toată ziua. Să-ți
mulțumim mult de tot. Mulțumim mult.